Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Mihai Bendeac a confirmat ruptura de Antena 1 și a anunțat în mod public cu ce post de televiziune va lucra. Mihai Bendeac a luat decizia de a nu mai face parte din juriul iUmor după ce a fost filmat fără acordul lui chiar de către colegii săi. Mihai Bendeac a anunțat pe Instagram noua sa colaborare cu ProTV. Fanii au rămas surprinși de postarea fostului jurat de la iUmor, însă l-au felicitat pe acesta și i-au urat mult succes în noul său proiect profesional și se bucură de faptul că va reveni pe micile ecrane. În cadrul unei postări pe Instagram, Mihai Bendeac a anunțat că a semnat cu ProTV, postul concurent unde Mihai Bendeac a lucrat o bună perioadă de timp. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.